Salut, oameni buni! Astăzi vorbesc despre de ce nu ar trebui niciodată și absolut niciodată să parchezi pe locurile destinate persoanelor cu handicap. După cum știi, eu nu sunt o persoană care are handicap, totuși pentru o perioadă de timp am un handicap și îți voi spune și ce s-a întâmplat și îți voi spune și într-un mod foarte deschis că indiferent cât ai fi de ocupat și indiferent câte locuri de parcare sunt ocupate și nu găsești loc de parcare, să nu parchezi pe un loc destinat persoanelor cu handicap sau cu dizabilități. Ei bine, după 20, undeva iulie, în luna iulie, eram la un team building în Bran și într-o duminică am jucat fotbal. Eu nu joc fotbal de obicei, eu merg de obicei la o sală de fitness unde fac exerciții de fitness, de întreținere, dar am zis că toată lumea joacă fotbal, ok, joc și eu fotbal. Și așa că ce am făcut, ce n-am făcut, am sărit ca un adevărat Tarzan sau ca un adevărat Ronaldo, ce sunt eu, după minge și ghiși ce s-a întâmplat, am făcut o entors, am auzit o păritură la genunchi și m-am dus la urgențe, nu mai puteam să merg, era foarte, foarte nașpa, o durere foarte mare. Am fost la urgențe, am făcut radiografie, nu era nimic rupt. Doctorul mi-a spus că este o entorsă și că dacă mai am dureri și după o lună de zile să fac un RMN, să nu fie și altceva. Timpul a trecut, încet, încet, ușor mi-a mai revenit, dar nu puteam îndoi piciorul de tot. Deci să îndoi piciorul de tot. Și ce am făcut? După un timp, acum vreo două săptămâni, am zis, ok, hai că trebuie să fac un RMN pentru că nu e în regulă. Puteam să merg, nu mă durea, dar în unele situații, dacă nu călcam bine, mă durea. Așa că, și acum fac o paranteză, e foarte important să faci încălzire atunci când faci o mișcare fizică. Să faci încălzire așa cum făceai în școala primară, da, în clasa 1, a 2, a 3, a 4 și a 5 și așa mai departe. Fă încălzire, dă din gât. Sună interfonul, lasă sune că pare rău. Și am făcut un RMN. La RMN, diagnostic, ruptură, LIA, ok, ce e aia, LIA ca o penet, îmi pun mâna cap, ligamentul interior, ligamentul încrucișat anterior, rupt. Cum se rezolvă asta? Prin operație. Nu se vindecă singur și nu-i de glumă. Of, interfonule. Așa, doar, ok, oamenii ăștia ai mei. Și știu că nu așa. Bun. Și ce fac? Mă duc la operație săptămâna trecută, joi. Azi e miercuri? Nu, azi e joi. Nu, azi e miercuri, of. Joia trecută mă duc la Târgu Mureș și fac operație de ruptură. LIA, operație care, operație de o oră și jumătate, operație destul de complicată, operație nașpa, dacă mă întreb pe mine. Operația a decurs cu bine, m-am întors duminică seara acasă, însă foarte, foarte interesant. Am zis că vreau să-ți arăt că ți se poate întâmpla și ție așa cum mi s-a întâmplat și mie, să nu mai poți să mergi pe piciorușele tale și să ai nevoie de un instrument de genul ăsta, da? Sau instrumente de genul ăsta, ai o cârjă mai specială, încă nu o folosesc, sau alte două cârje normale care sunt pe altundeva și hai să-ți arăt că poate ești curios să vezi cum arată, da? O operație de reconstrucție de ligament. Pe aici s-a tăiat și s-a făcut, s-a lucrat, s-au dat găuri, burghie. Pe aici s-a tăiat, s-a recoltat din ligamentul ăsta. S-a luat o bucată de ligament care a fost prinsă în șuruburi în genunchi. Nu am nicio durere, e în regulă. Însă, ce vreau să spun cu asta, nu ca să spun că am făcut o operație de reconstrucție LIA mare inginerie, ci că eu astăzi vreau să ies din casă și poate vreau și eu să mă duc soția mea cu mașina mea la Lidl, da? Și mă mișc destul de greu pentru că n-am voie să calc pe piciorul ăsta și oricum e o perioadă de, cum îi spune, de recuperare destul de lungă. Și acum merg la, o să mă duc la Lidl, poate o să merg la Kaufland să mai ies din casă pentru că nu mai pot în casă. Și o să mă enervez foarte tare pe vreun nenorocit din ăsta de jeg împuțit de om care parchează pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Repet, nu am niciun handicap și tu știi că nu am niciun handicap dacă mă urmărești pe YouTube.
Dar pentru o perioadă voi avea un handicap, nu o să pot să merg pe picioarele mele. Și crede-mă, e foarte nașpa să mergi cu porcăria asta, să nu poți să îți miști un picior. Și dacă ai permis, îți recomand ca niciodată să nu parchezi, pentru că nu se știa absolut niciodată când poate vei face o operație la undeva și chiar vei avea un handicap, chiar dacă poate numai pentru 2 săptămâni sau o lună, și va fi foarte nașpa, că îți vei da seama atunci ce înseamnă să parchezi pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Acestea fiind spuse, vreau să te încurajez în final că atunci când faci mișcare, când faci sport, când începi orice fel de mișcare, foarte, foarte important este să faci încălzire, să te miști în toate felurile, să faci încălzire. Apoi, al doilea lucru, dacă există vreo problemă, dacă te doare ceva pe la genunchi, pe la alte închieturi, du-te la doctor, pentru că vezi tu dacă eu nu mă operam de reconstrucția asta de ligament și ce se întâmpla. Se slăbeau și celelalte ligamente, pentru că mai sunt câteva ligamente la genunchi, mi se afecta și meniscul și dacă ți-a afectat meniscul, pa, știi? Foarte nașpa. Așadar, în concluzie, mare, mare grijă. Eu sunt foarte bine, să nu vă faceți griji în privința mea. Chiar mă simt foarte bine, mă recuperez bine. E o operație grea cu recuperare destul de nașpa, n-are rost să intru în detalii pentru că e foarte ciudat să te chinui și să depui un efort incredibil de mare ca să stai pe spate cu picioarele întinse și doar un picior să-l ridici la 45 de grade, știi, piciorul drept, să-l ții drept și să ridici și să vezi cât de ciudat este. Dar nu doresc nimănui, nici chiar dușmanilor, să ajungă să facă astfel de operații pentru că sunt nașpa. Și mare, mare grijă la sport, mare, mare grijă să nu vă împiedicați să cădeți aiurea. Deci, imaginează-ți, era o doamnă operată după mine de același doctor, o doamnă pe la vreo 50 de ani, din Alba Iulia, care spunea că anul trecut a ieșit în curte cu o tavă, cu ceva pahare, să servească ceva musafiri și avea un câine mai zelut, câinele a sărit pe ea și ea a căzut efectiv în genunchi. Și a făcut praf meniscul, acum i-a scos meniscul de la genunchi și e foarte nașpa. Da. Ok, hai că ne vedem cu alt episod. Eu sunt bine. Pa!